Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Trăiește astăzi toate profunzimile unei vieți împlinite. Privește către trecut cu multă tandrețe, cu înțelegere și, bineînțeles, emoția celui care a trăit intens vremuri triste, dar și timpuri în care celebritatea îi conferea o aură specială. Maestre Nelu Vlad, bine ați venit la Folclorul sub lupă! Mă bucur că fac parte dintre preferințele tale, probabil că tu ce chemi aici artiștii și după valoare, dar și după preferințe, dar ori una, ori alta, mie îmi convine. Iar pe mine mă bucură că ați acceptat invitația. Da, spuneți-mi pentru început cât de fericit sunteți acum pe toate planurile, profesional, personal, vorbind și chiar vis-a-vis de alegerile pe care le-ați făcut. Aș putea să încep cu o afirmație care foarte bine s-ar potrivi și ca sfârșit al unei discuții. Dar găsesc eu alt sfârșit, altă afirmație pentru finalul discuției. Viața mea a fost atât de frumoasă încât mâine, dacă Dumnezeu m-ar chema, i-aș mulțumi și n-aș avea nimic de reproșat. Ce-ți trebuie mai mult în viață? Atunci când pleci de mic copil, de jos, neajutorat, părinții mei n-aveau nicio posibilitate ca să mă susțină pe plan material. Moral, săracii își doreau din toată inima, dar material nu. Așa că, începând o luptă pentru existentă, pentru afirmare, care a durat 50 de ani. La ce vârstă v-ați luat inima în dinți? Cam la 14 ani, așa, în momentul când am terminat cele 8 clase, am fost prima promoție care a trecut la sistemul de învățământ cu 8 clase primare. După care am plecat de acasă, înainte, știi, se stătea ori la internat, ori la gazdă. Eu aveam o bursă care îmi permitea să-mi plătesc gazda. Și am început să mă lupt așa. Am fost tenace, am fost răbdător, am fost înflăcărat uneori ca să-mi depășesc totdeauna prezentul. Ați limita. Dobândit aceste caracteristici de la mamă sau de la tată? Vă amintiți că vă dădeau astfel de povețe? Păi, normal, și mama și tata, ce aș putea să ne spui, că s-au luptat din răsputeri ca noi să fim bine, ca noi să fim copii care nu îi fac de rușine, așa erau concepțiile la țară. Și bineînțeles, și azi am în minte imaginea lui tata, când mă lua cu el pe câmp și când îl vedeam transpirat, ridicând cu furca și încărcând căruțele vechile care țărănești cu grânele toamnei. Și mă uitam la el cum de dimineață până seara pe mine mă așeza undeva la o umbră făcută tot din paie ca să nu mă ardă soarele la din bărăgan și el muncea de dimineață până seara și când ajungea acasă începea munca la domiciliu cu animalele, cu grădina și nu l-am văzut niciodată că se odihnește. Și nici că s-ar plânge pentru ziua încărcată pe care ar fi avut. Era totuși fericit și mereu se mândrea că are 3 copii. Am 3 copii, bătrânețele mele sunt asigurate. Numai că acest lucru nu prea s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat când a vrut el și n-a vrut nici mama. Pentru că la un moment dat eu ajunsesem atât de bine și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, pentru că eram deja cunoscut în mass media, în țară și m-am dus la ei și le-am spus: uite, vreau să vă iau, să vă duc la cea mai frumoasă stațiune din România. Să stați acolo o lună de zile, vă dau bani să beți beri, să mâncați mici. Să se bucure de bătrânețe. Vă bucurați, să faceți băi, să petreceți, să știți și voi ce-i fericirea. Răspunsul era întotdeauna același.
dar cu animalele ce facem? Și când a venit vremea și tata a dispărut, animalele au dispărut și ele. Și-au dus și ele. Au dispărut. Atunci am rămas cu regretul. Am mers la mama și am rugat-o, a rămas singură. Te rog frumos, hai să te țin numai prin stațiune, hai să te țin stațiune balneogrimaterici, ca să-ți facă și bine. Nu pot să-mi las curtea singură. Ce vârstă aveți dumneavoastră, domnul Nelu Vlad, când tatăl a plecat la ceruri? Păi aveam vreo 45 de ani. Vreo 45. La 45 de ani ședeam bine. Pentru munca și ambiția pe care am avut-o, reușisem în viață să realizez multe lucruri. Printre ați care rămas și cu regretul că nu ați putut să-i faceți bătrânețea ușoară sau că nu i-ați avut pe părinți mai aproape de dumneavoastră încât să vă bucurați de prezențele dumnealor? Da, regretul ăsta apare aproape în fiecare zi și când sunt cu soția și merg și mi-amintesc de părinți, pentru că zic în gândul meu parcă au dispărut ieri. Sunt așa de proaspeți. Dacă mie și bunicii mei care m-au crescut până la vârsta de 8 ani și eu sunt foarte proaspeți și mă duc la mormântul lor și sunt morți de 55 de ani. Și iarăși aduc vorba și a spus cât de mult aș fi vrut să trăiască tata și mama să iau cu mine să-i plimb prin România sau să-i duc într-o țară străină. Și spuneați puțin mai devreme, v-ați pierdut tatăl, nu v-ați îndeplinit visul de a-i oferi bătrânețea aceasta fără griji și de a merge să se relaxeze, dar ați amintit de mama dumneavoastră în momentul în care i-ați pus aceeași întrebare despre vacanță, dumneai a zis cu cine să las animalele. Da, aceeași și cred că răspunsul ăsta l-ar fi dat toți țăranii, pentru că chiar dacă vrei să le oferi un bine, ei nu-l pricep, nu-l înțeleg. Dovadă este și faptul că în momentul când a reușit să o conving pe mama să vină să stea la mine, la Brăila, într-o săptămână a spus că vrea acasă. Și spun, zi, mata, ești ca mama lui Ceaușescu. Și Ceaușescu a încercat să o aducă de la Scornicești, că bănuiesc că ai citit cartea Orizontul Roșii al lui Pacepa și de acolo știu și eu. A adus-o la București, bineînțeles, n-a putut să stea aici, i-a cerut în mod imperios să o ducă înapoi la Scornicești. Deci, uneori, fericirea țăranilor înseamnă curtea lor, ograda lor, vecinilor și, implicit, orătăniile din curte. Acum, e rutina de care nu se pot detașa. Nu se pot detașa, pentru aia e lumea lor, cum eu, la rândul meu, am fost de atâtea ori solicitat să merg în America, am avut onoarea să mi se pună un card cu 5.000 de dolari, cum erau dolari americani, și mi-a spus, uite, îți dăm un card de 5.000 de dolari cu care să vii în America, să pleci împreună cu soția și să ai și bani de cheltuială pe drum și acolo când stai. Și am spus, mă interesează, nu mă atrage America ca ținut, ca o țară vestită pe mine, nu m-a atras America. Deci nici suma aceasta propusă nu v-a determinat să acceptați. Nici suma nu m-a tentat. A zis, atunci dumneata ce fel de om ești, domnule? Și uite și acum încă vin invitații și nici prin cap nu-mi trece vreodată, nu am fost atras de acest continent, să zic, America de Nord. Și acum, dacă vorbim numai despre lucruri puțin mai triste, așa, mi-aduc aminte că în momentul când am trecut la o nouă rânduire, așa zis, o rânduire capitalistă, unde se predomine democrația, s-au împărțit pământurile. Și în comuna mea era un primar care fusese coleg cu mine. Și zic lui tata, te rog să te duci să-i spui lui Ștefăniță să-mi dea și mie un teren, că vreau să pun o vie franțuzească
a dus tata și a spus, băi, Ștefăniță, a zis Ionel, să-i dai și lui un teren, că vrea să pun o vie franțuzească. Și zice, băi, nea Antoane, ia terenul ăla din spatele casei de la Mata, vezi că are 3000 de metri pătrați. Mă duc acasă și mi-l arată și îi spun, tată, am să pun aici o vie franțuzească. Mă întorc la stațiunea experimentală de cercetări agricole unde lucram eu în aprovizion, în domeniul aprovizionării. Mă duc la oamenii care tundeau la vie, era pe primăvară așa, și spui, mi-alegeți numai soiuri franțuzești și îmi faceți 1000 de butași. Am plecat cu butași acasă, i-am arătat lui tata, i-am pus așa frumos, atât de impresionat și atât de atât de mare satisfacție a avut, încât îl vedeam că îi s-aprind obraje. Îi s-aprind obraje cât nu-i dădeau lăcrimile de bucurie, pentru că tata ne-a crescut pe noi dintr-o vie. A pus o vie mare și cu via aceea a făcut casele, a făcut ce a făcut prin curte, gard, cum era atunci, ne-a crescut pe noi și ne-a dat la școală. A simțit că și, duceți tradiția mai departe, și, nu? Și via pentru el era un lucru imperios necesar. Și atunci i-am spus, lasă-le aici, că mâine vin cu oameni să le plantăm. E bine, am ajuns acasă și mă sună fratele, zice, vin-o înapoi, că lui tata este foarte rău. Cum? Adică l-am lăsat vesel și zice, vin-o acasă. Doar ce-am dus în jos, m-am întors înapoi. Tata a făcut și un accident vascular. L-am dus la spital și a decedat acolo, în aceeași seară în care i-am dus și via așa. Multă vreme am trăit cu ideea că doar surpriza pe care i-am făcut-o eu a trezit așa o revoluție în corp, încât, să zic așa cum se spune, s-a ridicat sângele la cap, că se poate și dintr-o mare bucurie și dintr-o mare tristețe, trupul să cedeze, corpul sau sistemul nervos. Și am trăit cu impresia asta, mă, nu cumva am de acolo s-a declanșat de la emoțiile, da, pe care Dumnezeu nu cumva am eu vină pentru moartea lui tata? Cum să când tata lui trăise 92 de ani? Tata era într-o forță de invidiat și dintr-o dată să pățească lucrul ăsta. Atunci a fost cea mai mare tragedie și din viața mea. Și nu uit că momentul când l-a scos pe tata, el avea un cal. Un cal pe care îl crescuse de când era mânz. Și îi pusese numele meu de la Ion Johnny. Și chema Johnny pe calul ăla. Și când l-a scos pe tata, s-a ridicat calul cu căruță cu tot în sus și a început să urle. Bineînțeles că toată asistența și-a întors privirile către acel cal. Și după ce am văzut această imagine, printre lume, eu plângeam cu sinceritate și cu mare deznădejde pentru după tata. Printre lume îmi apare chipul băiatului meu care mă urmărea să vadă reacția mea. Cred că mă urmărea de mult, să vadă reacția mea, să văd reacția lui tata când i-a murit tata. I-am surprins o imagine și tristă și foarte interesantă, mă scruta așa, cu așa atenție, încât dintr-o dată m-am oprit din plâns și am luat o poziție mai matură, așa, mai serioasă. Și apoi s-a îmbolnăvit și mama, s-a îmbolnăvit și soacră mea, și socrul meu, și toate lucrurile au căzut pe mine și pe scumpa mea soție. Deci ați trecut atunci o perioadă chiar dramatică. Toți am avut grijă. Timp de 7 ani a durat toată această îngrijire pe care noi ne-am acordat-o din suflet părinților noștri, pentru că și socrii mei au fost
niște oameni formidabili, formidabili. La câtă vreme după moartea tatălui dumneavoastră ați pierdut-o pe mama, domnul Nelu? Păi au mai durat vreo 11 ani. Vreo 11 ani, timp în care mama ar fi rezistat, dar a venit o altă supărare, că parcă eu le mai uitasem, dacă m-am mai făcut să mi le aduc aminte pe tate. O altă mare supărare, a murit fratele meu mijlociu, tot așa la o vârstă și în mod inexplicabil, nu spun de ce, o boală grea oricum, și atunci a cedat mama, chiar printr-o afirmație am aflat lucrul ăsta, spunea, când a murit taică tu, am mai rezistat cum am mai rezistat, dar când a murit frate tu, atunci s-a declanșat în mine acea boală incurabilă și mor cu focul în suflet, cum am putut să-mi pierd eu și băiatul. Se zice că e un mare blestem pentru părinți acela de a-și îngropa copii? Da. Să înțeleg că i s-a declanșat un cancer dumneai atunci? Un cancer, da. Care, în fața care n-a mai durat decât 2 ani de zile. Dar cum a durat 2 ani de zile? Poate merită să spun și lucrul ăsta. Doctorul, directorul Spitalului Județean de atunci, doctorul Mihăilescu, m-a chemat la birou și m-a spus, luați-o acasă pentru că e gata, cum spun medici, în 2 săptămâni se pierde. Domnul doctor, dar nu există alt tratament de care să ne agățăm, pentru că aș vrea să fac ceva pentru mama mea, să zic că am dat și ultimul ban. Păi zice, da, există un medicament care ar costa cam $1,000 injecția ca să trăiască o lună sau cam așa ceva. Și zice, injecția trebuie făcută în fiecare zi. Închipuiesc că mă depășea orice putere. Mă depășea atunci. Și zic, da, am să încerc altceva. Și m-am dus la un vraci, un termen popular, dar el nu era, era omul era cu plantele. Căutați o soluție ca o soluție să-i puteți da zile mamei, da, să mai aveți da. În viața alături. Și m-am dus la bătrânul acela, avea 80 de ani, și l-am întrebat ca să văd cu cine stau de vorbă. Zic, cum ți-ai dat seama că te pricep la aceste plante? Zic, eram pe moarte și cineva mi-a zis că colegul meu din armată este în Munții Vrancii, undeva izolat, se ocupă numai cu plante medicinale și a făcut bine pe nu știu ce, mi-a dat și mie plante, m-am făcut bine, m-am dus la el, am luat și eu secretul și plantele și de atunci fac eu oamenii bine. Păi uite, mama are așa ciroză la ficat și zice, o facem bine. Mi-a dat ce să iau, biterul respectiv, că era un biter, niște ceaiuri și așa mai departe. I-am dat lui mama, a trecut de 2 săptămâni, a trecut de 2 luni, de un an, de 2, la 2 ani zice, știi ceva, m-am săturat să aveți grijă de mine, m-am săturat, nu vreau să mai trăiesc. Și n-a vrut să mai ia acele preparate din plante pe care i le-am dat eu și în scurt timp a dispărut și mama. Organismul a cedat în fața bolii și având în vedere că nu mai primea acest tratament naturist pe care l-a propus? Nu cred. O ajuta, zic eu, că totuși am simțit-o 2 ani în viață. Când am zis medicul, nu-i venea să creadă. Totuși am simțit-o 2 ani în viață. Nu cred că mergea la nesfârșit. Că era și vârsta, avea deja 70 de ani. Dar era mama mea și țineam în continuare la ea, cum am ținut și cu soacra mea, că soacra mea a căzut și a avut fractură de femur, iar ori pentru bătrâni de 70-72 de ani, e fatal. Și îmi spune medicul, zice, are tensiunea 4,5, în câteva oare să pierde. Și zice, eu zic să o lăsați așa, să se pierdă, pentru că o să aveți probleme dacă... Dumnezeu, zic, cum să o las? Eu să spun că să o las să se piardă? Cu soția lângă soacra mea a fost o femeie extraordinară și este.
Există vreo posibilitate, că dacă există, ne agățăm de aia. Dom'le, există, dar vă avertizez că veți avea viață grea. Dom'le, dacă există, haideți să o încercăm și vedem noi cum e cu viața după aceea. Treaba dumneavoastră. S-a dus, după câteva ore, spune, și are 9, are 10. Tensiunea. Ia 12, o scoatem de la reanimare. Nu spunem că 3 ani de zile a fost un chin și pentru soția mea și pentru surorile ei și pentru mine, pentru că ea tot timpul trebuia ridicată, săraca, și nu putea să stea numai într-o poziție așa. Și s-a luptat și soția, într-un final s-a dus și soacra mea. A mai rămas cel mai longeviv, a fost socrul meu. Socrul meu a trăit până la 92 de ani. Dar l-am luat și pe el la noi acasă, ca să avem grijă de el. Și acum să vă spun una hazlie, că tot am vorbit de lucruri triste. Într-una din zile m-a vizitat Ion Dolănescu, idolul meu și omul căreia nu pot să-i zic altceva decât lucruri formidabile, de frumoase. Dimineața când a dormit la mine, dimineața când s-a trezit, eu locuiam într-o casă pe care o achiziționasem pe vremea lui Ceaușescu, foarte mare, foarte mare casă băierească, unde avea numai o singură toaletă, la 15-20 de metri în fundul casei, cum să zic, numai curți, în fundul casei. Dimineața s-a trezit Ion Dolănescu, probabil să meargă la toaletă. Când a ieșit pe hol din dormitorul lui, din alt dormitor a ieșit și socrul meu. Și s-au întâlnit față în față. Și socrul meu îi spune, zice, dumneata locuiește aici? Da, eu nu știu. Nu, domnule, nu locuiesc aici, eu sunt Ion Dolănescu. Știu cine ești, dar nu prea te-am văzut pe aici. Acum locuiești aici? Nu, domnule, nu locuiesc, sunt în vizită. Aha. După aia s-a dus Dolănescu și a stat de vorbă cu el o mulțime, că el avea ce povesti, că era fugit, după vremea când au fugit lipovenii din Ucraina, de unde au ajuns la noi, s-au stabilit. Și într-un final, într-o dimineață, ne-a părăsit și socru, s-au încheiat cei 7 ani, atunci soția mea a cedat și fizic și moral, dar mai mult fizic, și a început cu spitalizările, coloana vertebrală, de atât a urcat, de atât a pulcat, și au început necazurile pentru ea. Dar Dumnezeu, în același timp, Dumnezeu a avut grijă de noi din alt punct de vedere. Până în ziua de astăzi, probabil așa, pentru gestul nostru și abnegația noastră față de părinții noștri, Dumnezeu ne-a netezit drumul și ne l-a încărcat cu de toate, având multe realizări. Copiii căsătoriți o duc bine, nepoți avem, să vă trăiască, îi iubim, sunt fericiți, ne iubim, parcă acum ne țin loc de vigoare și bună dispoziție, de sănătate, acești nepoții, ca la toată lumea. Despre care dumneavoastră ori de câte ori vă întâlnesc că vorbiți de ei. Da, păi cum să nu? Cum să nu? Și deci ni s-au oferit după aceea și perioade de mulțumire, de satisfacție, de care ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare. Deci după fiecare cumpăna vieții sau încercare, Dumnezeu răsplătește cu realizări. Păi da, pentru că se spune, aș putea să folosesc un termen mai pretențios al lui marelui nostru filozof Vasile Conta, care a scris cartea Teoria Ondulației Universale, o carte filozofică, care se referă la un principiu simplu, adică tot în viață este o sinusoidă. Condiția este să stai liniștit și să știi să ierți foarte mult, nu musai să și uiți, dar să ierți, să nu dușmănești, să nu urăști lucruri care
te ghidează pe un drum sigur. Ori eu, atunci când mă culc seara, mă culc cu mulțumire în suflet. Și stând așa, câteodată n-am somn și aș vrea să adorm și normal că te gândești la ceva frumos. Și mă gândesc la faptul că, iată, a trecut peste jumătate de secol de când îmi desfășor viața printre semeni și zic, măi, de ucis n-am ucis, de furat n-am furat, de înșelat n-am înșelat, de turnat sau de pârât, cum s-ar zice, n-am turnat niciodată. Deci, practic, eu sunt un om liniștit. Pot să adorm liniștit. Și adorm liniștit. Dacă ar fi să vă faceți o retrospectivă a vieții, care ar fi regretele pe care le aveți vis-a-vis de lucrurile neînfăptuite? V-am spus la început. N-aș avea nimic de reproșat nici creatorului. Nu, mă refer, nu știu, poate pentru familie, pentru faptul că ați avut o viață profesională frumoasă, dar ați fost destul de desplecat și n-ați petrecut poate timpul dorit lângă familie, de multe ori sau copii. N-ați sacrificat viața personală pentru cea profesională? Nu pot să vorbesc de sacrificiu, pentru că, de fapt, am făcut un lucru care a fost frumos. Deci eu mi-am transformat evoluția pe o scenă sau la o nuntă sau la o petrecere. Mi-am desfășurat-o din convingerea că, în primul rând, mă distrez eu. Știu că era o răspundere și este o răspundere la toți artiștii, dar dacă te duci pregătit, dacă te duci pregătit și știi ce ai de făcut, n-are cum să fii să transformi într-un calvar. Soția dumneavoastră v-a înțeles întotdeauna? Păi asta a fost un factor decisiv, un factor hotărător în activitatea mea, pentru că am înimerit o femeie cu gânduri sănătoase, cu gânduri mature despre viață, despre relația de cuplu și despre însemnătatea lucrurilor pe care eu le fac. A fost dragoste la prima vedere? La noi, surprinzător, eu zic că n-a fost nicio dragoste. Deci, la mine, tot a fost ceva care trebuia să se întâmple. Adică destinul. Să mă căsătoresc și femeia cu care mă căsătoresc să fie o femeie care să mă ajută să păstrez o căsnicie timp îndelungat. Atunci m-am orientat pur și simplu. M-am orientat așa prin... Noi eram în liceu Seral. Și m-am orientat asupra multor fete. O zi, două... Că de ce m-am... hotărât să fac treaba asta. Mă bătea mama la cap în fiecare zi. Ai 23 de ani, alții s-au însurat de la 22, alții s-au însurat de la 20, dar tu n-ai de gând să te însori. Zic, lasă mamă să termin școală, că eu vreau să mă duc mai departe, să fac altceva. Da, mamă, dar e bine și să fii și însurat. Bine, era grija aceasta. Astăzi m-a bătut la cap, m-a zis, bine, bine, zic, mă duc eu mâine și văd ce fac. Mă hotărăsc și o să mă însor. Și am zărit-o pe nevastă mea, pe Maria, am analizat-o cum mișca, cum mima, cum gesticula și le-am uitat și la celelalte. M-am uitat. Făceați așa o comparație, practic, da. Evaluație. Și zic că, uite, ea este cea mai sinceră, vorbește cel mai lejer, este cea mai normală, nu ascunde nimic, este un chip sincer. I-am zis la o colegă de-a mea, o cunoști pe fata aceea, păi, prietena mea, spune că vreau eu să vorbesc cu ea. Dar de ce n-ați avut curaj să mergeți chiar dumneavoastră să-i păi spuneți? Nu m-am dus așa să-i spun, ta mi s-a amlaș. Și a zis, zice, ea nu te știe pe tine. Și zic, într-o zi, să-i arăți unde stau eu. Mi-a arătat. Și a spus, da, m-aș întâlni cu el. Ne-am întâlnit imediat. Și am spus, știți de ce am vrut eu să mă întâlnesc? Că vreau să mă însor și vreau să mă căsătoresc cu tine. Dar nu ne cunoaște, dar ne vom cunoaște, nu e nicio problemă. Dar nu pot așa deodată, eu nici nu vă cunosc. Zic, deci eu m-am orientat prin tot liceul și am zis că tu trebuie să fii soția mea. S-a dus acasă, le-a spus la părinți.
Am întâlnit pe unul care vrea să se însoare. De când îl cunoști? Azi l-am cunoscut. Păi ce, nu se poate, trebuie să vă cunoaște, să-l cunoaștem și noi. Și la a doua întâlnire, a treia întâlnire, ai vorbit cu părinții? Am vorbit, dar a zis că vor să te cunoască. Păi când? Domnul Nelu, dar fac o paranteză aici să vă întreb, oare nu simțeați puțin și imaturitate? Că dumneavoastră, practic, ați pus ochii pe această femeie care v-a trezit acolo un semn de întrebare sau v-a ridicat interes. Dar ce garanție aveați că puteți conviețui cu ea până la sfârșitul garanția vieții? Garanția flerului meu. Ați simțit flerului lucrul acesta? E părerea mea că cine se seamănă, se adună. Și... Eu am mers la sigur. Bun, și acum făcând o paralelă, când a fost marea dumneavoastră dragoste și așa eu să mă gândesc că aveți melodia aceea cu aoleu ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mona mea, ținând cont că am vorbit de Maria, soția noastră, tind să cred că această mona a fost o dragoste ascunsă? Păi să știi că există și vorba asta, dragostea de întâi nu se uită. E normal că și eu am avut la început, adolescent fiind, am avut o idilă, că la țară se întâmpla treaba asta, și aveam 17 ani, 18 ani, parcă, și eram îndrăgostit, luat de o fată foarte frumoasă, cu care n-am putut să continui. Și pentru mine, chestia asta cu dragostea și cu iubirea pură s-a terminat atunci. A urmat, cum să spun, un alt gen de dragoste, dragostea de cuplu, să zicem așa. Deci, da, ați simțit atunci cu adevărat că iubiți, practic. Când? Când v-ați, nu știu, în perioada aceea adolescentină despre care atunci, ne spuneați, da, că ați spus că ați avut atunci, și dumneavoastră, da, o astfel de umblam cu cartea, experiență. Cu cartea lui Eminescu, tot timpul citeam toate poeziile lui de dragoste și mi-l închipuiam pe Eminescu. Doamne, cât a suferit omul ăsta cu Veronica lui, că... Și eram un romantic. Parcă vă regăseați în poveste. Da, da, da. Și atunci era fiorul ăla pe care îl trăiești numai o singură dată în viață. Sau cum spun tinerii astăzi și mai în trecut, fluturi în stomac. Fluturi în stomac sau mai modern, viberul. Așa, și... Deci eu când am început cu soția mea, am început și cu iubirea aferentă, dar până în ziua de astăzi îi dau o definiție. A fost cel mai bun și cel mai sincer prieten al meu în viață. Soția. Soția. De ce? Pentru că nu m-a trădat niciodată. De aceea am făcut 47 de ani. Mulți dacă ani înainte, fericiți Dumnezeu, împreună peste 3 și ani, sănătoși. Fac și nunta de aur. Sperăm să ne invitați ca să facem o altă ediție a emisiunii Folclorul Sulu pe atunci. Am văzut că îți plac petrecerile. Și toți mă întreabă, da, ai iubit-o? Se poate întâmpla să iei fata din prima căsătorie, din prima dragoste și să o iubești până la sfârșit? E posibil și asta. La mine nu s-a întâmplat. Dar iubirea noastră așa cum a fost a rezistat 47 de ani. Iubirea dumneavoastră așa cum a fost, dar credeți că odată cu înaintarea în vârstă, în relație, oare nu este vorba și de obișnuința în relație care survine de altfel cu respectul reciproc? Adică se schimbă, poate devine iubirea înțeleaptă, iubirea aceasta care e combinată cu obișnuința. E foarte adevărat. Că bănuiesc că cei doi copii minunați pe care aveți, băiatul și fata, au fost făcuți din dragoste, da. Și cu siguranță a fost ceea ce v-ați dorit la vremea aceea. Sigur că da, sigur că da. Ne-a produs mari, mari bucurii copii și ne produc amândoi și astăzi, pentru că sunt oameni ancorați bine în viața socială și noi nu avem grijă de ei. Acum noi suntem ca și în luna de miere cu soția mea. Adică nu ne bat copiii la poartă să spună, știi, mi-a venit o factură de 5.000 să plătesc curentul, ce fac? Vine și celălalt, spune și mie, mi-a venit gazele, știi? Nu avem probleme copii. V-au dobândit independența acum... și faptul că se descurcă singuri, da, și vă aduc mulțumirea sufletească pentru educație. Când vă amintiți că i-ați spus ultimul te iubesc soției?
Soția mea îi spun te iubesc, de multe ori îi spun și în glumă și de rutină așa, îi spun sau o mai laud că e frumoasă, zic, vai Marie, cât de frumoasă poți să fii, vai. E, chiar dacă ea zici, știi că glumesc, tot se simt fericit, eu văd că vibrează. Vibrează. Și apropo de ce spuneai cu dacă pe parcursul vieții dragostea poate fi egală cu durata. Știi, la un moment dat apar niște perioade în care ești tentat să faci niște greșeli. Dau exemplu. O bună perioadă soția mea a fost terminată, la pat, amărâtă, chinuită, bolnavă. Ei, închipuiți tu, eu, în acea perioadă, să zic, de 2 ani, de 1 an, de, da, eu să fi fost acel bărbat care... Infidel. Să spun că am o scuză, da, am o scuză, pentru că nevastă mea este... Nu, eu am participat la suferința ei fără să sufăr eu. Adică, pentru ce vrei mai mare dovadă de iubire și de respect? Mai e nevoie să spui și cu gura? Eu am zis cu fapta, am făcut fapte. Unii, după cum știm, nu numai că încalcă această regulă, ba se mai și plâng la amantele lor. De ce li se întâmplă în casă? Că n-au noroc. N-au noroc. Și cred că astea au fost lucrurile care au stat la baza... Oare și pentru că asta ați văzut în familia dumneavoastră, vă amintiți un echilibru între părinții dumneavoastră, copil fiind și văzându-i împreună? Păi da, da. Păi, știi tu, exemplul părinților contează foarte mult și de obicei într-o familie... Oglinda copiilor, cum se spune. Da, într-o familie, dacă s-a întâmplat ca în familia părinților să fie ceartă și divorț și dispreț și nu știu ce, cam s-a... Aproape ereditar a fost. Reflectă asupra viitorului copiilor. Copiilor să și zice vorba. Păi da, tasul, cum a fost? Păi da, măsa, cum a fost? Așa e și băiatul. La noi s-a întâmplat să nu fie așa ceva în familie și deci nici n-am trăit această oroare, să zicem, care impregnează creierul copilului. Știu că nu treceți tocmai printr-o perioadă ușoară nici acum. Spuneați că ați fost alături în perioadele de cumpăn ale soției după ce ați avut atâtea încercări, până la urmă firești sau umane, le-aș spune, pentru că cu toții ne confruntăm cu asta. Însă aș vrea să ne spuneți și puțin despre dumneavoastră, pentru că știu că a suferit o intervenție în urmă cu ceva vreme și totuși o susțineți și acum și mergeți frecvent la consultațiile pe care le are dumneavoastră de făcut. Da, deși am mai povestit lucrul ăsta, o să încerc să-l spun sub altă formă acum și să ating alte puncte care nu le-am spus și care m-au nemulțumit pe mine foarte tare. La un moment dat i s-a descoperit o boală, din câte știu eu se numea embolie pulmonară. Știu că aorta care face oxigenarea în plămânului s-a înfundat. Un lucru foarte grav ăsta. Crește presiunea în plămâni și nu poți să mai mergi, nu mai ai oxigen. În loc de 97 cât trebuie să ai oxigen, nu ai 75-80. Și atunci am citit pe net cu soția, cu fiica mea și am descoperit la Viena un medic celebru care făcea operații pe tot globul. Se numea profesor Klepetko. S-a dus fiica mea și cu soția la Viena. Când a spus costul operației, trebuia să vând eu ceva, o casă, ceva, era vorba de vreo 40.000 de euro. Și atunci le-am zis, fete, tată, te rog să explici profesorului că mama mea a muncit la stat 40 de ani și a plătit asigurări sociale. Mama mea trebuie să beneficieze de asigurările sociale din România, acum când este cel mai greu. Nu putem să operăm aici. Medicul austriac a zis, atunci vom opera-o la Timișoara.
în colaborare cu un medic român. Medicul român, nu știu dacă ar trebui să-i dau numele, era profesor doctor, ofiș acum, a fost de acord să particip, am dus-o pe soția la Timișoara și m-a chemat și mi-a zis, mâine, la ora 2, operăm. La ora, ține operația 3 ore. La 5, o să vă chem să facem fotografii cu ea. Și o să vă arat ce îi scoatem de acolo, după că trebuia băgat ceva mecanic, adică se făcea și trăgea, nu știu cum le zicea la ea, trompi, nu știu, am uitat termenul. Am stat pe coridor cu fetița mea, că a venit de la București, am stat pe coridor 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore, 7 ore, la orele 8, m-am sculat și m-am dus să-mi întrebat o femeie. Nu știți, domnul doctor este în cabinet? Domnul doctor a plecat de la ora 4. Până atunci vorbeam prin SMS cu el sau la telefon. Că mă recunoscusi, plăcea muzica populară foarte mult și la el era coadă imensă și el ieșea mereu afară și spunea, poftiți. Și nu mai răspundea la telefon. Nu vrea să mai răspund la telefon. Am plecat la hotel. Hotelul, aici trebuie să-i mulțumesc mare lui interpret Tiberiucea, care mi-a facilitat șederea 12 zile cât am stat acolo, la un prieten de-a lui maghiar. Și mi-a zis, te rog să-l ajuți pe colegul Nelu Vlad să stea la dumneata. Să înțeleg că șansele acestea pe care le-ați avut au contribuit, da, și la faptul că erați Nelu Vlad, da, și erați cunoscut de oameni. Să știți că totdeauna e un avantaj. Și am ajuns la hotel și mă întreabă șeful de hotel, hei, ce face soția? Și zic, domnule, nu știu nimic. Mi-a zis domnul doctor că la ora 2 intră, la 5 iese. El am înțeles că a plecat pe la 4. Și cum, nu știți? Nu răspunde la telefon, nu. Stai că îl sun eu imediat. Doctore, nu vii la mine aici să servim ceva, să... Deci nu că sunt la o petrecere. Și de aici începe nemulțumirea mea și reproșul, că acum mai fac și un reproș. Păi, unde ești? La ce local ești? Păi la localul cu tare din Timișoara. Vin eu până la dumneata. A ajuns acolo și ce... Ia spune, ce se întâmplă cu soția lui Nelu Vlad? N-am mai putut să o salvăm. Și dar n-am bucurat să-i dau telefon și nici să-i răspund. Păi bine, măi, omule, și omul ăla stă acolo, te așteaptă. De ce nu-i spui? Nu știu, spun. Să mai așteptăm până mâine, să vin mâine la birou la mine. Păi, când a venit și mi-a zis, nu știu, unde să întreb, să afle amănunte. N-aveai unde să întreb. Și a doua zi m-am dus la el și îmi spune, începe cu tupeu la mine, un tupeu așa de... N-am înțeles la un profesor doctor acest tupeu. Și zice, să scoală în picioare, să știi că domnul profesor Clepetcu e foarte supărat pe dumneata. Să știi că a plecat la Viena foarte supărat. Și de ce? Cum, domnule, să-ți operăm soția și dumneata să nu fie aici? Și domnul doctor, dumneavoastră faceți glume cu mine, zic că v-am așteptat până la ora 7, unde mi-a spus pe hotel. Domnule, soția dumitale este în comă, nu cred că mai poate fi salvată, dar avem o speranță, pentru că l-ați cunoscut pe medicul stomatolog și medicul stomatolog, nu știu de ce v-a simpatizat, el e motociclist de felul lui, s-a suit pe motocicletă și a fugit la Arad și a adus un medicament cu care s-ar putea să fie încă în viață. Deci medicul stomatolog care nu avea treabă cu chirurg neurolog. Și s-au consultat ei acolo, băi, ce facem cu asta? Și dacă n-aducea injecția aia care îi trebuia, nu mai aveam nicio speranță. Mai avem o speranță. E bine, am așteptat 9 zile. A stat în comă.
9 zile, 9 asta zile. Soția dumneavoastră. Ca o curiozitate, atunci intrase și Cotabiț în comă. În perioada aia a fost. Și a stat 9 zile. Am stat 9 zile în hotelul ăla. Deci simțeam că... Nu spun ca la pușcărie, că n-am fost acolo. Nu știu cum este. Dar foarte stresat. Și inutil, foarte probabil, că simțeați că nu faceți nimic și nu puteți... N-aveam pe cine să întreb, n-aveam pe... Și că m-a dus odată să o văd. Dar ce să vezi, intubat un om care nu mișca. Ce era conștientă dânsa atunci, v-a spus ceva? Nu era conștientă. Și am, după 9 zile, m-am simțit foarte prost, pentru că hotelul nu-mi lua bani. Și m-am dus la șeful și am zis, șeful, am o rugăminte. Vă rog să-mi faceți și mie un tarif, să vă plătesc această ședere. Să 9 zile stau numai când a intrat nevastă mea și cu 2 înainte, 11 zile. Faceți-mi și mie ceva, o notă de plată, că prieten, dar poate de domnul Tibicean, n-aș știu că eu stau atâta timp, poate eu fi zis stau 2 zile. Domnule, 500 de lei pe zi, 50 de lei adică, hotelul era de 4 stele. Și zic, nu e bine. 300, nu e bine, vă dau 750, 75 de lei pe zi. Spuneți cât mă costă și plec din acest hotel, dați telefon la alt prieten să mă duc la alt hotel, să nu vă fac probleme, zici că m-ați ținut aici. Așa am făcut, am plecat și la hotel am zis lui fiică mea, zic, tu trebuie să ajung la București, tată, că e un concert care n-am cum să nu mă duc, zic, era la Berăria H, erau 2500, era sold out, și cum să nu te duci? Zic, tată, eu trebuie să plec. Ce, lasă, tată, că îl chem pe soțul meu, pe Radu, și stăm noi aici. Ce crezi? Pe drum când mergeam, sună telefonul soției. Când mă uit, Maria. Primul gând, zic, gata, a decedat și cred că au cătat infirmierele alea numărul meu de telefon să mă anunț, să mă întorc înapoi. Când am deschis, am auzit un glas pierdut, așa, vag. Alo, Ioane! Și am zis, Marie, tu ești? Ai înviat? Da! Dă-i telefonul lui Iza. I-am închis telefonul, am oprit pe dreapta. Până atunci am fost destul de bărbat, dar am oprit pe dreapta să plâng puțin. Tot ce i-ați adunat în acele zile în care nu știați ce se va întâmpla. Fericire, știi? Adică ai trăit vreodată momentul, inima, sufletul să-ți râdă și fața să-ți plângă? Deci la mine plângeau ochii și râdea sufletul, știi? Când mi-am adus copiii pe lume. Da, poate atunci a fost cea mai pură iubire a mea față de Maria. Poate în momentul ăla. Că am văzut că a înviat. Și într-un final vreau să spun că am dat mâna cu medicul, ne-am despărțit, onorariul l-a primit, la cel din Austria, dacă a plecat, n-am mai primit onorariu. Și asta a fost ce am... Și acum soția se află sub îngrijire medicală, prin grija statului, face mereu vizite la Fundeni, este într-un program special și văd că prin credința ei, că mereu îi spuneam, dacă tu n-ai fi fost atât de credincioasă și atât de curată la suflet, poate că nu te ajuta Dumnezeu să scapi. Și poate și rugămințile unor prieteni de-ai mei, destul de mare numărul fiind, preoți pe care pe unii am anunțat și pe m-au aflat toți și au spus, stați liniștiți că rugămințele noastre o să ajungă la Dumnezeu și o să se trezească. Și s-a trezit și ne-am continuat viața. Mai șchiopătând, dar acum avem satisfacția că, ți-am spus, suntem ca în luna de miere,
vizităm țara noastră frumoasă, munții noștri nemaipomenit de agreabil și așteptăm încă 3 ani de căsnicie să facem o cununie de aur. O cununie de aur, dacă la prima cununie mi-a fost naș printre alții și Ion Doronescu împreună cu alți 7 persoane și mi-a ținut slujba religioasă episcopul de București, actualul episcop de Constanța, Teodosie, preasfințitul, poate a fost un lucru bun și folositor nou și evident în același timp. Este foarte emoționant episodul din viața dumneavoastră și se spune că părinții spirituali sunt singurii părinți pe care în această viață avem dreptul să-i alegem. Pentru că pe ceilalți ne dă Dumnezeu. Apropo de părinți spirituali, să nu culesc un pasaj din viața mea, pentru că nașul meu principal n-a fost Ion Dolănescu. Nașul meu principal se numește Părintele profesor doctor Cărămizaru, care este paroh la Biserica Kilometru Zero, Biserica lui Constantin Brâncoveanu, unde sunt moaștele lui Constantin Brâncoveanu. Și el, din seminar, a iubit formația Azur și când a fost vorba cu să fie cununia de argint, a zis, eu sunt nașul tău. Nu numai că a fost nașul meu, dar acest om face parte din viața mea. Omul ăsta a pus umărul la reușitele vieții mele numai prin vorbe. Deci numai prin vorbe. Așa har are și așa e de priceput la cuvinte, încât mi se lipeau de creier așa cum s-ar lipi timbru de scrisoare. Timbru de scrisoare, da. Și datorită lui am luat o cotitură frumoasă în viață, pentru că el m-a învățat să nu urăsc, să nu mă enervez, să nu dușmănesc, sau niște lucruri din astea. Și că ți-am amintit de dumnealui, am putea adăuga aici câteva întâlniri miraculoase care au contribuit la reușita dumneavoastră și la ceea ce sunteți astăzi, domnul Nelu Vlad. Ne-ați putea spune? Întâlniri miraculoase? Oameni care au contribuit, de ce nu, la cariera frumoasă pe care ați dezvoltat-o în ani. Păi da, și el, pentru că tot datorită lui, că la un moment dat el a devenit duhovnicul meu. Dar înainte de a fi duhovnicul meu, era duhovnicul lui Ion Dolănescu. Și eu l-am cunoscut pe Ion Dolănescu prin nașul meu, Emil Cărămizaru. Și ulterior, Ion Dolănescu, fiindu-vă nașul secundar, între ghilimele. Nașul meu și uite așa că făceam și o parte din cei 1000 de fini a lui Ion Dolănescu. Și un alt episod... Iar dăm în alea triste, dar în același timp e și care puțin interesant. Care se rezultă cu lucruri fericite. Știi, cu un artist cât e în viață și în vogă, nu prea îl caută televiziunile așa des, dar când se duce, îl pomenește sau când e aproape de sfârșit, îl cheamă. La un moment dat, Ion nu prea se brăteau televiziunile. El era foarte pretențios, dacă vrea să ducă la una, se ducea, dacă nu, nu se ducea. Și erau mai multe probleme. Și la un moment dat mă sună Niculina Merceanu, un producător la Televiziunea Română. Vă rog să veniți la Televiziunea Română cu 2 piese. O să vedeți despre ce este vorba. Nu, dar spuneți-mi despre ce este vorba, ca să știu să leg venirea mea cu... Deci îi facem o filmare lui Ion Dolănescu, am auzit că e foarte bun lav și s-ar putea să nu mai apucăm. Frumos, frumos din partea voastră. Televiziunea Română s-a gândit atunci, că mai avea Dolănescu o săptămână. Și apoi eu știam preferința lui Ion Dolănescu în perioada de primăvară era. Și mereu îmi spunea, Nea Vlade, când vii la București să nu uiți să-mi aduci cicri de ștucă. Eu am învățat la Ion Aradu
să mănânc chicle de știuc, așa, crude, cum mi le aduci dumneata. Și să știa, când veneam, nu voiau icri negri. Îi aduceam un borcan de icre de știuc. Cum îl aducea, îl desfăcea, gândea pe pâine și mânca. Eu zic că, dacă e vorba de Ion Dolănescu, da, îl sărbătorim și vin mai mulți. Ionela Prodan, cu care a cântat, cu tare, cu care e fin, cu tare, și dumneata, am zis că ești fin. Aveam în casă o sticlă de șampanie de aia mare, de un litru și jumătate. Am golit șampania, încet, cu grijă, așa, am încărcat-o cu icri de știucă, i-am pus poleala la loc și am plecat. Și a venit fiecare cu cadouri. Eu ăla un tablou, ăla nu știu ce, o sacoșe, ăla nu știu ce. Era și Ionuț Dolănescu și fratele lui, Dragoș. Și zice, pune-le acolo, Dragoș, pune-le acolo, Dragoș. Și când a venit rândul meu, am zis, domnul Ion, mai și filmai ăștia de la televizor, v-am adus, o, nea Vlade, dar știi că eu nu beau. Domnul Ion, ce v-am adus aici, puteți să consumați. Bine, bine, ia-le, Dragoș, spune acolo. A luat ăla, în momentul, a început filmarea, la un moment dat, când am prins momentul așa mai, era camera pe altcineva, îi zic, domnul Ion, știți ce aveți acolo? Ce șampanie, dar nu beau. Aveți icri de știucă. Dragoș, Dragoș, ia sticla, în timpul filmării. Ia sticla aia și adu-n coace. A adus Dragoș sticla și a pus-o acolo. Bravo, mulțumesc, mulțumesc, nea Vlade, mulțumesc. Dar cum le-ai băgat acolo? Greu, zic, dar le scoateți ușor, lasă. Și am adus și am cântat atunci o piesă, îi făcusem balada lui Ion Dolănescu despre viața lui, despre fizionomia lui, despre obiceiurile lui, și am cântat-o și a dat lacrimile. Atunci zice, nu trebuia să mi-o cânți acum, că n-am voie să plâng, n-am voie să... Și asta a fost o întâmplare simpatică din viața și din relația mea cu marele impecabil lui Ion Dolănescu. Ați putea să scrieți o carte despre tot ce vi s-a întâmplat până acum. Păi, și uite că niciodată, eu cred că și telespectatorii și eu, nu v-am cunoscut în viața personală atât de aproape. Dar spuneți-ne acum, ce slăbiciune v-a costat cel mai mult în viață, domnul Nelu Vlad? Slăbiciunea mea în viață a fost modestia. Modestia. Modestia care de multe ori e o greșeală. Și o slăbiciune. Și datorită slăbiciunii și încrederii false pe care o ai în cel de vis-a-vis, că e mai bun ca tine, că e mai talentat, că e mai neajutorat și că trebuie să-l ajuți, musai. E, lucrurile astea le-am pățit eu și dau și aici un episod. Era o vreme când un apartament costa, să zicem, 2 milioane. Dacă să-ți iei un apartament, să strângi 2 milioane, era greu de tot. E bine, în perioada aceea, eu aveam banii ăștia, că aveam și o societate și aveam 6 angajați, 6 fete cu liceu economic, care le respectau soția și le atenționa de fiecare dată când era cazul. Și la un moment dat m-am dus la un bun prieten de-al meu care avea un mare restaurant și era închis. Zic, ce s-a întâmplat? Zice, mi-a tăiat curentul, mi-a tăiat apa, gazele, sunt falimentar. Cât ți-ar trebui ca să repui restaurantul pe mult? Mult de tot. Nu mai am nicio șansă. Dar cât ți-ar trebui? Mult, mult de tot. Cam 2 milioane. Zic, hai că îți dau eu să dai drumul la restaurant. Continuare. Eu i-am dat banii, fără act, fără nimic.
știam că el produce foarte bine și într-un an putea să-mi dea banii înapoi. El, de fapt, și-a achitat alte datorii pe care le avea. Mai puțin m-a interesat să plătească el curentul sau aia, și-a achitat ce avea el la cămătar, probabil, și aia. Și-a rămas tot cu restaurantul închis. Și îți dai seama să rămâi atunci fără niciun ban în familie. Nimic nu-i mai, cum zicea și Nicolae Iorga, sărăcia este mai grea decât războiul, mai cruntă decât un război. Pentru că dacă ajungi într-o situație în care n-ai nicio ieșire în război, tot mai ai o speranță că scapi. Așa, și am luat-o de la zero. Am luat-o de la zero. V-a mai fost înapoiată de atunci acea sumă de bani? Da, într-un timp a făcut el o altă afacere și mi-a fost returnați parte din bani când era deja devalorizată moneda românească și atunci cu 2 milioane poate cumpărai 4 cauciucuri de mașină. Înțelegi? N-a mai fost valabil. Plus că mi-a dat așa câte puțin, câte puțin. N-ați înțeles nimic. N-am înțeles nimic. Dar n-ați avut în perioada aceea discuții cu soția dumneavoastră sau n-ați simțit-o ca pe o dezamăgire? Soția, în familie n-a fost niciun reproș niciodată. Pe chestia asta niciun reproș. Atât îi părea rău că ne cunoșteam bine. Era prietenul meu de copilărie. Și nu mă așteptam. Și de atunci am început să ascult una din regulile lui Maica Tereza, care între cele 10 reguli ale ei, totdeauna e bine să nu te preocupi grija altuia, ci grija de propriile tale familiei. Ce-i frumos, trece repede și nu vine să cred că ne apropiem de finalul acestei ediții speciale a emisiunii Folclorul sub lupă, însă o singură întrebare aș vrea să vă mai pun în încheiere. Printr-un exercițiu de imaginație, așa cum ați cântat, dacă ați avea de ales, ce moment din viață ați vrea să retrăiți? Păi aș vrea să retrăiesc un moment din anul 1989, când la Brașov am avut un concert la Sala Sporturilor. Afară erau vreo 10.000 de oameni care n-aveau bilet. Înăuntru era sala ocupată, inclusiv scena noastră, așa, cu terenul de handbal, cu tot, cu tot, cu tot, și vestiarele prin spate. Care a fost momentul, de fapt, se împarte în două. Unu, în momentul când am intrat eu în sală, nu mă cunoștea nimeni, că am mai spus lucrul ăsta, mă știa toată țara, dar nu mă știa după figură, că nu era casetă, nu apărusem la televiziune și nu mă știa. Și am intrat prin trei pe acolo, am luat microfonul și am țipat toată. Atențiune! Eu sunt Nelu Vlad. Toată sala aia a amuțit. Nu, dar înainte de asta a venit comandantul poliției la mine, de la Brașov, și a spus: Domnule, e revoluție! Domnule, ce mi-ai făcut? Mâine mă destituie! Domnule, fă ceva, domnule! Și zic, stați liniștit. Am luat microfonul și am zis: atențiune, eu sunt Nelu Vlad. A amuțit toată sala. N-a mișcat unul. Din acest moment, ca să dăm drumul la spectacol, cei din stânga mea, 3 metri lateral imediat, știi cum se dădeau? Parcă îi bătea uraganul. Cei din dreapta mea, 3 metri lateral, cei din față, 3 metri în spate. Cei din spate, treceți toți în părțile laterale. Unul nu zicea nimic, toți. La un moment dat, ăia din rândul întâi zice: dar nu vedem. Cei din fața scărilor, treptelor, vă rugăm toată lumea să stea așa cum au stat cei de la Iași. S-au așezat aia așa. Peste 5 minute încep spectacolul. M-am dus înapoi și s-a închinat colonelul ăsta, ce mă... Doamne, Maica, Domnule! Dumneata, ești împărat aici, ești un rahat, domnule, zice. Doamne, ferește, Doamne!
Și după spectacol să te iau cu mașina, să te duc pe Poiană să te cinstesc. Și apoi, al doilea moment de satisfacție, eu eram și regușit și mă plângeam la Draga Olteanu. Era și cu Mihai Fotinos și cu Draga Olteanu. Doamna Draga, zic, cum îi cânta eu atât lume când începe ăsta țipii numai? Doamne, lăsați-vă, dacă o vinte aici. Și am început să cânt. Și când am început să cânt, a început toată sala să cânte cu mine. Și aia a fost salvarea mea. Încât vocea răgușită a fost... Acolo nu, că ei știau toate cântecele. Deci toată sala cânta cântecul complet și tare, înspăimântător de tare. Și după ce s-a terminat spectacolul, m-au luat poliția și m-au onorat prin Poiana Brașov, pe la Șura Dacilor, care eu nu le văzusem până atunci. Băiatul venea de la țară. Deci ăsta a fost momentul care mi-a plăcut cel mai mult. Și pe care vi l-ați dorit să-l simțit, atunci am simțit că însemn și eu ceva pentru mine. Multe de astea mai am și apropo de carte, sper să o termin, că de-aia am venit la București și stau o săptămână ca să nu mă deranjeze nimeni să-mi termin cartea, să o scriu. Și am atât de multe episoade interesante, că în carte nu poți să spui numai de activitate și de copii și de așa. Trebuie să spui și de întâlniri cu oameni deosebiți și să găsești esența acelei întâlniri care să captiveze atenția cititorului. Bineînțeles că vor fi și fotografii cu colegi, cu artiști, cu oameni importanți. Vreau să vă mulțumesc și fără îndoială, astăzi am scris un capitol din viața dumneavoastră, așa că vă fur promisiunea de a reveni. Poate, de ce nu, când o să lansați această carte sau, așa cum ați zis, în 3 ani la nunta dumneavoastră frumoasă, noi în calitate de invitați și, de ce nu, eu prezentator al acestui eveniment. Da, îți mulțumesc foarte mult, Lavinia, și te felicit sau vă felicit tot grupul care ați hotărât să faceți această emisiune. Că nici când nu puteți obține povestiri autentice și intime de la artiști, decât dacă îi introduceți în această atmosferă a sincerității. Atunci când ești în platou și ai de cântat o melodie, habar n-ai ce poți să zici în câteva secunde. Și nu-i concludem nimic din ceea ce știi și ce ai făcut în viață. Dar la voi dați posibilitatea artistului să-l cunoască lumea și pe latura cealaltă. Iar pe dumneavoastră v-am cunoscut astăzi mai mult decât poate m-aș fi așteptat și mă bucur că ne-ați împărtășit atâtea lucruri din viața personală. Ei bine, dragilor, până data viitoare, să mai îmbătrânem puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragilor!